candidați în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Verde și o să vă informăm despre, cum am zis, despre partidul nostru și poate fiecare să se prezinte. Suntem aici echipa de candidați în Parlamentul pentru la alegerile care vor să petreacă pe 11 iunie anul acesta. Și îi ofer microfonul candidatului în Parlament, profesorului Vasile Potescu. Domn Gheorghe, mulțumesc! Bună seara, Râșcani! Bună seara, Chișinău! Bună seara, cei care ne urmăriți pe online! Și eu, mulți ani la rând, am stat pe strada Florilor, în sectorul Râșcani. Eu zic cel mai verde sector, pentru că așa și este. Este între două mari păduri de 14 hectare și 17 hectare. Mă refer la strada Calea Orheiului și Florilor. Și sectorul Râșcan este între strada Dimoș și sectorul Ciocan. Deci pădurile frumoase, verzi, cel mai curat, de fapt, sector după mine și am plăcerea să fiu în fața dumneavoastră. Deci am pornit această campanie cu sloganul Verde pentru Sănătate și Verde pentru Viitor. Pentru că, de fapt, prioritatea Partidului Verde Ecologist este sănătatea și de fiecare dată și cel mai mult ne gândim la sănătate și, din păcate, am zis eu că sănătatea o lăsăm pe ultimul plan și verde pentru viitor, pentru că viitorul ne aparține celor care, uitați-vă frumos, se plimbă pe aici și lor le garantăm, pentru ei muncim și pentru ei vrem să le facem o viață mai bună. Deci am zis, Partidul Verde Ecologist se lansează în campanie cu acel slogan, pentru că, de fapt, am insistat să fie sănătatea prioritatea în anul acesta și sănătatea a fost prioritatea întotdeauna. Eu, ca exponentul unui gen de activitate destul de frumos, cum este ciclismul, întotdeauna mi-am pus prioritate să promovăm modul sănătos de viață și m-am bucurat întotdeauna când erau 100 de bicicliști alături de mine și când erau 12.000 de bicicliști lângă mine, pentru că noi suntem cei care nu poluăm, suntem cei care întotdeauna ne gândim la sănătate și la modul de viață sănătos. Gândindu-ne la viitor, investim în învățământ, investim în sănătate, investim în cultură și aceasta cred că este și a doua prioritate a Partidului Verde Ecologist. Gândiți-vă la faptul că noi, în timp de 30 de ani, mai puțin ne-a păsat, eu mă refer la guvernările care s-au perindat, ne-a păsat de viitorul acestei țări, pentru că au poluat foarte mult apele, au poluat aerul, au distrus pădurile și am ajuns cea mai mică, după împădurire, țară din Europa. Am ajuns pe primul loc, cea mai poluată țară din punct de vedere a apei pe care o consumăm. Și am ajuns după 30 de ani încă să nu avem canalizare în fiecare localitate sau în fiecare centru raional. Este, cred că, mai mult o rușine pentru așa o țară, dar, din păcate, nu s-au gândit la popor, nu s-au gândit la tineretul care a migrat și continuă să plece din această țară. Și iată și aici, la capitolul migrație, suntem pe primul loc, din păcate. Noi am zis că viitorul le aparține tinerilor noștri și celor care vor să dezvolte această țară și vor să investească în această țară. Adevărul este că prioritatea Partidului Verde Ecologist este să investească în tineret și în viitor. Votați pe data de 11, partidul cu încredere, și poate este timpul să ne gândim deja și la sănătate și la viitor. Deci pe 11 iulie votați Partidul Verde Ecologist. Noi suntem floarea soarelui, Victor salut, noi suntem floarea soarelui în buletinul de vot. Sănătate și Doamne ajută! Ce ziceam, că avem și un imn care îl știți cu toții, dar cred că ar fi frumos să-l mai repetăm. Suntem ecologiști și verzi europeni, avem Partidul Verde Ecologist vă salută! Hectorul Râșcani! Suntem ecologiști.
Bucureștiu, destinul nostru nobil, se ofrătim natura, cu al nostru verde codru, apelul nostru este către întreg poporul, pentru sănătate, în verde viitorul, suntem